Potrivit unei declarații a ministrului Muncii, Rovana Plumb, alimentele de la Uniunea Europeană pentru persoanele defavorizate vor fi distribuite după data de 16 noiembrie. Pentru acest an, pe lista beneficiarilor de ajutoare alimentare au fost introduse și persoanele care primesc alocații pentru sprijinirea familiei. Numărul total al beneficiarilor fiind astfel mai mare cu 700.000 de persoane față de anul trecut. Ajutoarele vor putea fi ridicate după 16 noiembrie de la centrele desemnate de primării pe baza cuponului nominal și a buletinului de identitate. Cupoanele pentru ridicarea alimentelor care au fost transmise începând de săptămâna trecută reprezintă o noutate introdusă în acest an, pe ele fiind indicate toate cantitățile din produsele care vor fi distribuite către cei 3,3 milioane de beneficiari. Premierul Victor Ponta a precizat și el că aceste cupoane nu vor fi duse la beneficiari de către autoritățile locale pentru a nu se interpreta greșit în perioada campaniei electorale, ci prin intermediul poștei, operațiune prin care societatea, în opinia premierului, se poate relansa.